Oh.
înviat. Adevărat a înviat. Ne bucurăm din nou că suntem împreună la festivalul iubirii frumosului divin. Suntem în ultima zi a festivalului și ne exprim bucuria că sunteți mulți aici în această seară pentru a ne împărtăși dintr-o lumină care vine continuu din Sfântul Munte Atos. Înainte de a-L invita pe Părintele Patapie, fiindcă este un festival de artă sacră, nu trebuie să lipsească și lansarea unor cărți. Nu ne vom referi, desigur, mult la această temă. E vorba de o colecție pe care am deschis-o la București, în editura pro-universitară, editură declarată Științifica 2, prima după Academia Română. O colecție pentru suflet, minte și inima, unde am lansat, desigur, și am reeditat cărți încânate de mine numai Sfinților Părinți. Domnul director Marian de la București este aici. Cărțile sunt afară, la ieșire, după finalul programului. Cine dorește să vadă colecția este binevenit. Colecția, așa cum am spus, cuprinde o serie de teme închinate Sfinților Părinți. Încă din tinerețe, Părintele Cleopa, care mi-a fost unul dintre duhovnicii care m-a ajutat foarte mult în viață, mi-a atașat inima față de frumusețea părinților. Părinții nu sunt numai lumini în trecut, ci sunt făclii care luminează și în prezent. Dar părinții sunt acea frumusețe duhovnicească care îndeamnă pe fiecare dintre noi să ne apropiem de Hristos, arhetipul frumuseții. Acum doresc să-L invit pe Părintele Patapie să vină sus împreună cu Părintele Dr. Florin Tomoiagă de la Universitatea din Oradea, care ne va ajuta la traducere și la dialog. Să-L aplaudăm! Și noi cei de-a treia, care ne luăm titlul de doctorate sau
alte, știu eu, diplome prin cercetare, să zic, academică. Părintele, probabil, este în a doua categorie. Ne bucurăm astăzi că a acceptat să vină din pustiul natural al apostolului, să fie în pustiul spiritual al civilizației postmoderne și cu modestia sa și cu simplitatea sa, eu m-am întâlnit chiar de la prima comunicare. Eu am trăit 8 ani în Grecia și chiar a fost 5 ani preot la Catedrala Metropolitană din Mitropolia Sfântului Munte, unde unul dintre părinții care m-a ajutat foarte mult, Mitropolitul Sfântului Munte, mi-a vorbit de desul, eu nu l-am cunoscut. Dar acum mă bucură că a venit să ne comunice din experiență vie și, în același timp, să ne împărtășească din experiența altora pe care i-a cunoscut, apreciat sau care l-a ajutat. Să-i spunem încă o dată un bun venit în cadrul Festivalului Iubirii Frumosului Divin și ne nădăjduim că se va simți și se va simți, sigur, cu siguranță, bine între noi și după aceste zile Părintele va rămâne ca să cunoască ceva din spiritul română, pentru că dânsul, dintre alte scrieri, i-a acordat spațiu și Sfântului Nicodim de la Tăspana, așa că dorește să călătorească practic la una dintre titurile sale, Mănăstirea Prisloc. Totuși, și să audă și de un Sfânt nou, de Părintele Sede Boca, și în același timp va vedea și Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde un alt părinte a tonit Iosif, a ajuns Mitropolitul Banatului, într-o istorie atât de zbuciumată pentru români. Părinte Patapi, bine ați venit la Arad, bine ați venit în cadrul Festivalului. De dimineață la Bobodrog l-am întrebat cum se simte la liturghie. Pentru că aici este o liturghie a inimilor. Îl întreb din nou cum se simte în seara aceasta. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανδιάτη. Θα απαντήσω ότι είπα και στην λειτουργία, σαν το σπίτι μου, σαν μέσα στο Ιερό Όρος. Voi răspunde ceea ce am spus și la liturghie, mă simt ca acasă, ca pe Sfântul Munte. E foarte frumos ca lumea modernă sau lumea seculară să fie